Suntem într-un război. Dar nu este un război cu o națiune, ci este un război cu un dușman invizibil. Situația a devenit din ce în ce mai gravă, trebuie să luăm măsuri acum pentru a nu regreta mai târziu. Epidemia de coronavirus ne schimbă dramatic viața, dar fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că are propria responsabilitate în această situație. Fiecare dintre noi trebuie să avem propria contribuție pentru a ieși cu bine din această nouă provocare. Și nu uitați, suntem într-un război. Dar nu este un război cu o națiune, ci este un război cu un dușman invizibil pe care nu știm unde să-l localizăm, de aceea vă cer maximă responsabilitate. Nu uitați, situația este din ce în ce mai gravă. Spitalele ieșene vor fi depășite dacă nu înțelegem cu toții că trebuie să respectăm toate sfaturile pe care ni le-au prezentat autoritățile și pe care vi le repet zi de zi. Respectați regulile de igienă. Nu vă întâlniți în locuri publice sau private. Stăm izolați o perioadă de timp ca să nu suferim mai târziu. Am încredere în voi, priviți-mă ca un prieten în continuare, dar haideți să facem cu toții eforturi ca să depășim această perioadă. Suntem într-un război. Dar nu este un război cu o națiune, ci este un război cu un dușman invizibil.